așa să mă filmez. Da, bun. Dar eu să nu spun nimic. Un show de stand-up de nimic, da? Da. Nu trebuie să mă aduci aici, Peterian, că mă emoționez. Hai. Nu știu ce spun. Afară plouă și... Și afară plouă, plouă și trecut de ora nouă. Cred că va fi posomorât astăzi. Spune cum va fi mie. Dar eu stau bine așa? Da, da, da. Sunt frumoasă? Da. Beautiful. Așa mâna asta bine? Da. Precis. Da. Mama urmărește toate clipurile astea. Damn! Și pe urmă ține morală. Hai. Hai. Eu înainte de fiecare emisiune Firul Ierbii am emoții, îmi fac griji, cum va fi totul, ce scor final vom avea la sfârșitul de meci. Dar băieții văd foarte așa pe chill, cu un vibe ăsta pozitiv, Nicolescu pe scaun, fără griji. Sau asta doar aparent ceea ce vedem noi. De fapt, eu sunt sigură că ei au emoții la fiecare meci și astăzi vor da tot ce au mai bun pe teren. Iată, avem și primii suporteri veniți și ajungi, de fapt, chiar primii, așa-i băieți? Da. De ce? Noi suntem nerăbdători să vedem meciul. Așa. Și să ne susținem echipa. Dar ce ai vrut să ne spui tu? Am vrut să vă spun că eu eram prima, ați greșit. Am greșit? Mhm. Noi am crezut că ei sunt primi. Nu, ați greșit foarte tare. Noi eram primi. Cerem scuze, dar tu de ce ori ai venit aici? De la 4. Ca să-l întâlnesc pe Nicolaescu și toate semnăturile. Nici porțile nu erau deschise, așa? Ai stat și ai așteptat? Ce știi despre San Marino? Că azi aș piardă și ceilalți meciuri tot așa. Ai Moldova? Ai Moldova. Mama, salut! Am venit să susținem la fel echipa națională masculină, pentru că știm cât e de necesar ca să fim susținute și le urăm mult succes și noroc în acest meci de azi. Și v-au permis din cantonament să veniți aici? Da! Pentru băieții noștri facem de toate, fără emoții și să le demonstrăm tuturor că suntem Moldova. Și împreună le urăm mult succes. Wow, ce frumos! Hai, Moldova! Salutare! Astăzi emisiunea La Firul Ierbii face istorie. E pentru prima oară când UEFA ne permite să filmăm acest stand-up de pe marginea terenului. Eu zic că ăsta este semn bun, așa că rămâneți alături de noi. În această seară ne alăturăm suporterilor și susținem cu toată inima echipa națională a țării în meciul amical cu San Marino. După succesul de zilele trecute în meciul cu reprezentativa Maltei, astăzi tricolorii noștri sunt gata să ne ofere noi emoții. Hai Moldova! Printre suporterii de astăzi la meci au venit și actori. Și îl avem aici pe Eugen, actor la Teatrul Ceafărul. Vezi ce prezentare ți-a făcut? Mulțumesc! Spune-ne, cu ce gânduri? Cum ai ajuns astăzi aici? Ioan, Vania Băiat, să-l mai cunoașteți, dar el avea câteva bilete și pentru noi și m-a invitat, zic ok, hai să revin pe acest stadion. Să revii, deci tu ai mai fost aici, vii des? Eu am jucat. Tu ai jucat? O, asta da, premier. Unde, când? În copilărie, la Zimbru, când stadionul abia se făcea, încă erau timpuri, da. Dar cine crezi că marchează asta? 2-0 pentru noi. Cine susține astăzi Vania Băț? Dar pe cine putem susține? Echipa națională a Moldovei. Așa. Și din jucătorii noștri? Nicolaescu, așa, Rapciuc, Victor Stână și pe toți. Acum nu mi-amintesc pe toți, dar îi cunosc. Îi urmăresc de mult timp. Cât de des vine Vania Băț aici pe stadionul Zimbru? De fiecare dată când sunt meciuri, mai ales a naționalei. Mai nou venim și la meciurile echipelor care s-au calificat la europene. Super. Vorbim de Petrocub acum. Și când avem timp, evident. Ce scor așteptați? Azi cred că un 3-0 minimum ar trebui să fie, ținând cont de valorile echipelor. Hai Moldova! Hai Moldova! Sunat, iar tribunele au explodat. Jucătorii se odihnesc în vestiare, iar suporterii și-au luat o pauză bine meritată. Ca de obicei, aici rândurile sunt foarte mari, iar atmosfera este una de sărbătoare, pentru că prima repriză s-a încheiat cu scorul final de 1-0 și, bineînțeles, golul este al nostru.
jurnalistele, ca să arate bine, trebuie să-și facă mască. Mi-am luat, dar nu pot să spun de unde mi-am luat, dar nu facem publicitate, dar data viitoare o să-ți doresc și-ți iau una. Dacă nu mai ai una, nu mai am făcut super ieri. Și s-au întâlnit reporterițele de la Firul Ierbii împreună. Una mai frumoasă ca alta? Va fi o ediție foarte frumoasă, specială, așa ca noi. Și clasna ea. Care scorul, Irina, repede? Nu știu, eu am văzut că Vadim Rațu a marcat 1-0. Bravo! Dar până deja apăi eu sunt reporterită. Deși alegei masca, deși dăm masca. Da, noi susținem echipa națională și știm că ei sunt cei mai buni. Hai, Moldova! Am stat și am urmărit meciul de aici din tribune și trebuie să recunosc că chiar e foarte interesant. Fiecare în felul lui comentează. Interesant, păcat că am învins doar 1-0, se putea și mai mult, dar este foarte important că băieții au muncit, au dat tot pe teren, am câștigat și astea suporterii, ne-au susținut tot meciul, foarte bine. Dar chiar și așa s-a simțit spiritul de echipă și dorința de a aduce astăzi rezultate frumoase? Păi sigur, cu orice victorie vine și spiritul de echipă, vine și dorința de a câștiga în orice meci și ceea ce au demonstrat băieții pe teren. Meciul cu spunierbii. Salutare la prima repriză chiar mi-a plăcut, dar a doua repriză chiar am vrut să dai gol la ei în partea aceasta, porții. Ai mai așteptat un gol? Da. Первая игра это, конечно, на всю жизнь, на память. Команда мне расписалась вся на футболке, заберу домой, чтобы на память, потому что это первая игра, это всегда эмоционально, всегда важно. Что, как там атмосфера? Ну, победа есть победа, конечно, но нам еще предстоит очень много работы над нашей игрой. И я надеюсь, что в следующих играх мы будем играть два полноценных тайма. Pentru că urmează și acum de fapt este cea mai frumoasă perioadă și care urmează e mult mai frumoasă pentru că urmează deveniți părinți. Felicitări! Mersi foarte mult! Cum e să nu fii alături de soția ta în această perioadă? Foarte greu. Îmi fac foarte griji de cum se simte ea. Dar e bine că deja plec acasă și o să fim împreună. Și ce așteptați? Fetiță. Felicitări! Mersi. O viitoare fotbalist? Nu. Gimnastă. Am înțeles. Noi ne bucurăm foarte mult pentru voi și așteptăm noutăți frumoase. Mersi foarte mult. Fluier final, un meci amical, dar cu un rezultat care ne bucură pe toți. 1-0, partea frumoasă a lucrurilor e faptul că tribunele astăzi au fost pline, fapt pentru care mulțumim tuturor suporterilor ce au fost alături. Hai Moldova! Cu voi a fost Andreea Mâță Cireș și ne revedem data viitoare la Firul Ierbii.